Femeia de 40 de ani din Galați a mers să culeagă fructe pe un câmp de pe malul Brateșului, însă se pare că s-a dezechilibrat și a căzut într-o râpă. Panicată, gălățeanca a sunat la 112 cerând ajutor. Mai multe echipaje ale ISUS, MUR și ale poliției au pornit în căutarea femeii. În jurul orelor 18 a fost primit un telefon pe apelul unic de urgență 112, prin care o femeie comunica faptul că a alunecat și a căzut pe un plan înclinat, că a suferit răni și solicită ajutor pentru evacuarea de acolo. Imediat după acest telefon s-au constituit forțele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, compuse din două echipaje de căutare-salvare. Comandantul detașamentului de pompieri Galați, colonel Vârlan, a participat personal la această activitate, a organizat dispozitivul, am avut și o ambulanță SMURD. Din partea celorlalte instituții au participat un echipaj de la Poliția Locală și două echipaje de la Poliția Națională. A fost de asemenea solicitat și un echipaj de la Inspectoratul Județean de Jandarmi. La o primă examinare, victima suferise mai multe traumatisme. Medicii SMURD i-au acordat primul ajutor și au transportat-o la spital. În cădere a suferit politraumatisme la o primă evaluare făcută de cei de la SMURD, în zona coloanei cervicale, în zona bazinului și a membrilor inferioare.